Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Strategia Națională pentru Tineret 2023-2027 a fost pusă în transparență decizională și speră ca până la începutul lunii septembrie programele din cadrul strategiei să devină operaționale. Sumele alocate anul acesta pentru cumpărarea de locuințe cu dobândă subvenționată și fondurile alocate celor care urmează studii superioare sunt duble față de anul trecut, a mai declarat ministrul Natalia Intotero. În momentul de față am semnat normele de aplicare, astfel încât în următoarele 10 zile aceste norme vor fi în transparență pentru a se transmite eventualele observații. Normal, ele au nevoie de timp de aproximativ 30 de zile. Noi ne-am dorit să scurtăm acest timp prin convingerea tuturor ministerelor care urmează să își aducă contribuția, astfel încât să reducem timpul undeva 10-15 zile, apoi va fi un termen de aproximativ 3 zile pentru publicarea în Monitorul Oficial și noi estimăm o dată de 1 septembrie sau primele zile ale lunii septembrie pentru ca băncile care au fost selectate să înceapă să furnizeze aceste credite de susținere. Deci pentru programul Family Start este vorba de un credit de 150.000 de lei, dublul față de anul 2022. Pot să acceseze familiile până în 45 de ani, care au venituri maxim 6.000 lei net pentru fiecare membru al familiei, respectiv 7.500 de lei pentru familiile monoparentale. Dobânda subvenționată 75%, vor fi 4.200 de beneficiari, iar pentru programul Student Invest 2023, 6.300 de beneficiari, tineri cu vârsta până în 40 de ani, credit 75.000 de lei, o creștere cu 50% față de anul 2022. Aici sunt eligibili studenți, masteranți, doctoranți, care au ales să studieze în sistemul de învățământ universitar autorizat în România. Subvenția, dobânda este subvenționată 100%, și aceleași prevederi pentru ambele legi pe parte de norme de aplicare și de parcurs. Strategia Națională pentru Tineret a fost realizată pe baza unui plan de acțiuni pentru următorii 5 ani și cuprinde peste 630 de măsuri pentru tinerii din România și a fost elaborată de Ministerul Familiei cu ajutorul experților Băncii Mondiale și cei ai Secretariatului General al Guvernului.